Brandenburg. Azi plecăm oficial. Deci, doamnelor și domnilor, este o coadă imensă aici. Cred că o să fie nevoie să aștept vreo 2 ore ca să ne verifice pașaportul și, nu știu, deja m-am indispus foarte mult în cauza asta, Deci, uitați-vă la ce coadă aștept eu aici la Memmingen. Aștept deja de jumătate de oră și cred că o să mai trebuiască să aștept de jumătate de oră. Bună ziua, dragilor, de la aeroportul din Memmingen. Precum am arătat, am așteptat la o coadă infernală ca să ne verifice, mă rog, pașapoartele și documentele precum certificatul de vaccinare. Vremea este așa de frumoasă aici. Totul e wow, totul e nice, totul e... Aștept să ajung la Munich. Destinația mea nu e Munich. Destinația mea e Berlin. Și... De aștept. Deci eu acum aștept autobuzul care mă va duce până în Memmingen, la gara din Memmingen, unde voi lua spre Munich. Și autobuzul trebuia să vină de 10 minute. Deci ceasul este 10:50, trebuia să vină la și 40. Și când a venit? Nu știu ce să cred acum despre chestia asta, nu știu ce să zic, mai mult sau mai puțin. Nu mă așteptam să se întâmple asta.
într-o țară ca Germania. Deci, autobuzul trebuie să vină la 10:40. Deci, totul s-a transformat într-o peripeție. Așteptam în zadar trenul, autobuzul care m-ar fi dus aici la Memmingen, la gara din Memmingen, care este la vreo 10 minute departare de aeroportul din Memmingen. Așteptam în zadar trenul, autobuzul, nu mai știu ce mai zic, mă rog. Și m-am dus acolo la helpdesk să întreb, nu mai vine. Zic eu, trebuie să vină la 10:40. Îmi zice, n-a venit. Zic eu, n-a venit autobuzul. Mai e unul la 11:30. Zic eu, ăla vine sigur? Ăla cred că o să vină sigur. Deci, nu știu ce să zic, nu vreau să jignesc, nu vreau să generalizez. Nu mă așteptam la așa, nu știu, uncertainty. Nu există ceva sigur. Nu știu de ce, sunt foarte dezamăgită de toată situația. Mi-am luat acum spre München un bilet. Și de acolo voi lua spre Berlin, de e și destinația mea finală. Sunt foarte dezamăgită de ce mi s-a întâmplat. Încerc să nu mă indispun. Am așteptat foarte mult să-mi verifice. S-a dus și un clopot. Doamne, Doamne, dă-ne, luminează-ne. Mă rog, da, mă rog, a fost o peripeție, mă rog, și vine deodată acolo un taxi, ne strângem toți și mă decid eu, știind că cu cât stau mai mult, cu atât îngreună situația, stai să mă uit, cum vine trenul, că trebuie să, da, trebuie să acționez, așa că am luat un taxi, a costat 4 euro și, mă rog, a venit taxiul, mi-a luat taxiul, mi-a băgat și o muzică așa rock. Doamne. Și în sfârșit am ajuns aici la Memmingen, aștept să vin acum la 12 spre München. Din câte am auzit, pentru că cu cât stai ai? Auzi bârfe, autobuzul care merge de la aeroportul Memmingen la gara Memmingen trebuia chemat. Deci nu ne-a zis nimeni că trebuia chemat autobuzul. Mi-a zis o fată acolo. În fine, haideți să vedem partea pozitivă a lucrurilor. Haideți să ne concentrăm asupra lucrurilor frumoase. Pentru că așa trebuie să facem în viață în general. În fine, acum aștept să vină trenul și sunt foarte încântată, sunt foarte, foarte încântată să vă arăt puțin și cum arată gara. De ce nu mai pomenită chestia? Nu scrie nici măcar peronul. Deci eu acum trebuie să ghicesc. Care peron? Unde e peron? În fine. Deci așa arată autogara din Memmingen. Oh my god, ce văd acolo? Ok, eu sunt cu ochii în 4, pentru că nu știu ce, când ești într-o țară străină, așa ești puțin nesigur, nu știi ce faci, nu știi ce, unde să te uit, da. În fine, da, autobuzul, deci, dragilor, dacă ajungeți cumva la Memmingen, să știți că trebuie chemat autobuzul, deci autobuzul nu vine, deci dacă n-ai nevoie de el, nu vine autobuzul, că nu... și să consume benzină, timp și energie ca să vină. În fine, nu vine. Mai bine luați un taxi de la Memmingen și
ăla vine frecvent, să știți. Mai frecvent ca autobuz. În fine, vă las să mă odihnesc puțin și eu. Vreau, mă plimb cu avion, mă plimb cu trenurile. Eu trăiesc foarte intens. Dacă ați observat, în general, eu sunt foarte, foarte activă, îmi place să călătoresc. Dacă sunteți prea sensibili, nu v-aș satisfaceți ce fac eu. Dar dacă vreți să vă trăiți viața la maxim, da, faceți-o. Pentru că you only live once. Uitați și niște clădiri foarte simpatice aici în Memmingen. Memmingen este un oraș, orășel. Sper să nu mă înșel, să fie în fiecare un sat. Câte știu, e orășel. Da, foarte simpatice aceste clădiri. Din păcate nu o să stau să descoper și Memmingen, pentru că n-am timp. Așteptăm trenul spre München, care din câte văd, nu o să vină nici la ora lui. Așa că o să ne așteptăm aici. Nu contează, măcar știu că o să ajung sigur acolo. A sosit trenul, așa arată trenul care vom merge la München. Așa arată trenul. Așa arată biletul spre München. Spre Berlin. Care puteți să-l cumpărați din gară de la niște mașini automate. Die Bayerische Regionalbahn nach Augsburg über Schwabmünchen, Bobbingen, Inningen. Este bine că se vorbește și în engleză, deci anunțurile se fac și în engleză pentru că germana mea nu e prea bună. Peisajele, într-adevăr, este foarte frumos, ceea ce văd pe geam. A fost puțin usturător prețul biletului, dar ok, trecem peste. Ausstiegsseite in Buchloe in Fahrtrichtung links. At Buchloe, please leave the train using left-hand doors in facing the direction of travel. Bayerische Regionalbahn nach Bayerisch-Zell über München-Donnersberger Brücke, München-Harras, München-Solln, 13.30 Uhr, Bahnsteig 34 und die Regionalbahn 6 nach Seefeld in Tirol über München-Fasing, Tutzing, Weilheim, 13.32 Uhr, 1.28 Uhr. Ladies and gentlemen, in a few moments we arrive in Munich Main Station on Track 31. Terminus, all passengers are kindly requested to leave the train again. Thank you and goodbye. Have a nice.
afternoon. Your next connecting trains here in Munich, ICE 586 to Hamburg Altona via Ingolstadt. Am ajuns la gara centrală din München. Uitați-vă în jur aici, mă arată. Ne îndreptăm spre Berlin. Gara este imensă, precum vedeți, seamănă cu aeroport. Foarte mare gara. Deci foarte, foarte, foarte mare. Avem aici. Haideți să vedem la cât plecăm la Berlin. Uitați cât de mare gara. Doamne! Mai mare ca aeroportul de Memmingen. Magazine, tot ce vrei. Deci, în Germania, nu prea există casării de unde poți să cumperi bilete. În gara asta imensă eu nu prea am văzut, așa că cum am cumpărat din Memmingen, o să cumpăr și de aici. Eu merg la Berlin. Asta e gara. Și ok, next. Vă arăt acum metode de supraviețuire. Deci o să vă arăt cum să supraviețuiți în Germania. Vă arăt tips and tricks. Nu, suntem aici. Back, aveți grijă unde pătudeiat. Eu plec la 4. Next. Și așa arată gara centrală din München. Uitați cât de mare e. Și cu acest tren voi merge eu la Berlin. Trenul ăsta, să vă imaginați, merge la Praga. Bineînțeles, eu schimb la Hof, precum am zis, dar, nu știu, mă tentează să cobor și la Praga. Nu o să fac însă. Nu prea să... O să cobor la Berlin. În fine.
Chestia ciudată cu trenul acesta este că are internet. Internet foarte bun. N-are prezență. Ceea ce e grav pentru un călător ca mine. Deci bine că mi-am luat niște provizii la mine. Pentru că n-am avut timp nici să-mi iau să mănânc. În ce privește München, există două denumiri al orașului München. Este Munich și München. München este o denumire care folosesc oamenii germanii pentru orașul acesta. Și Munich este o denumire care folosim noi străinii. Așa că dacă auziți München și Munich, sunt același oraș. Deci nu vă împucați. Este, nu știu, fără un minut, mă aflu la Cojbus și doar ce am luat ultimul meu tren spre Berlin. În sfârșit o să ajung la destinația mea finală. Sunt foarte încântată. Deci, am ajuns la Berlin, Heute Bahnhof, sper că pronunț bine, la gara centrală a Berlinului, care este imensă, imensă. Totul este cam închis acum, uitați-vă cât de imensă e. Am ajuns pe la 12.44. Mă scuzați pentru masca asta monstruoasă, dar mi s-a făcut observație că la Berlin se poartă mască de aceasta. Doar ce am ajuns la Berlin și mă simt mai trează ca niciodată, chiar dacă ora este foarte târzie, este aproape 1. S-au întâmplat multe azi, însă viața merge înainte. Totul e închis la ora asta, prea puține pot să fac, trebuie să merg la hotel. Să-mi fac check-in-ul și să mă culc, dar vreau să zic, Berlinul mi-a dat o aură foarte bună din prima. Nu mă așteptam să nu îmi placă, deci eram sigură că o să-mi placă Berlinul și de-abia aștept să-l descoper mâine. De-abia aștept. Haideți să ieșim și puțin din gară. Ia uitați ce creativ. Asta e ciocolata mea preferată. Rittersport. Uitați cât de mare gara. Hai să ieșim afară. Cum așa arată la ora asta gara. Foarte frumos Berlinul. Uitați ce lună avem. Foarte ciudată. Uitați ce lună avem. Foarte ciudată. Dimineața, oh my god, gâtul mă supără iară. Încerc să fie bună, s-a însorit, a răsărit o zi, să-mi găsesc cuvintele, foarte frumoase aici la Berlin, o zi foarte călduroasă, prevăd. A fost totul ca un vis, tot ce s-a întâmplat până să ajung la Berlin. Iubesc orașul ăsta, încă nu l-am descoperit, dar iubesc orașul acesta, m-am îndrăgostit de Berlin la prima vedere. Haideți să descoperim Berlinul la prima vedere, acum e prima vedere, nu ieri, pentru că ieri era noaptea, este exact cum imaginam,
foarte pe gustul meu, da, este un oraș de care eu mă simt conectată. Este prima dată când mă aflu în Berlin și când vizitez Berlinul, dar este exact ceea ce așteptam. Haideți să descoperim Berlinul cât mai am timp. Azi plec la 5, așa că m-am sculat de la 7 ca să apuc să văd totul, pentru că am avut ghinionul acela de a ajunge la Berlin la 1. Și de să vă mai explic cum am găsit hotelul și este tot o peripeție, dar a fost it was worth it. Ok. Uitați acele blocuri, ce interesante sunt. În general, Berlinul are o arhitectură foarte interesantă, care o să descoperim acum. Uitați ce cer frumos! Ne așteaptă zi minunată! Uitați cum arată tramul aici! Aceasta este gara la care eu am sosit ieri, este imensă, deci cred că este cea mai mare gară care am văzut-o vreodată. Trecem pe roșu. Heute Bahnhof. Berlin, Heute Bahnhof. Așa se numește. Și uitați ce ne așteaptă acolo. Unul dintre simbolurile Berlinului. O să mergem să-l vedem mai aproape. Acum avem verde. Uitați ce soare orbitor, Doamne. Vedeți, într-o clădire care seamănă foarte mult cu cele care le vedem prin București. Berlinul seamănă în multe părți cu Bucureștiul. Poate vă gândiți că sunt foarte lipsită de energie după tot ce s-a întâmplat și toate chestiile astea, dar ar fi logic să gândiți că eu sunt lipsită de energie, însă mie toată chestia asta îmi dă foarte multă energie și foarte multă putere. Deci nu mă simt obosită când fac chestii de ștere. Nu mă simt deloc obosită. Aș putea să o fac constant. Constant. Uitați gara cât de impresionantă e. Uitați și niște pescăruși acolo. Multe graffiti. Până și acolo. Pe mălul apei, graffiti. Uite și acolo o biserică, dacă nu mă înșel. Aici este puțin periculos. Dacă n-ai grijă, poți foarte ușor să cazi. Bună! Au! Oh. Și aici, pe podul acesta, cei care vor să rămână eternic îndrăgostiți, rog, și-au agățat lacătele. Nu văd, nu sunt prea mulți din câte văd.
Uitați aici o clădire foarte impresionantă. Uitați ce lucrare interesantă. Ne îndreptăm spre Alexanderplatz. Deci acesta este Spretzel de Berlin. Avem și Spretzel de București, covrig. Nu sunt foarte impresionată, dar o să-l gust și o să vă zic cum este. Nu e rău Spretzel, cam sărat. Dar nu e rău, să știți. Deci se merită. 1,40 am dat pe el. Cam scump. Încă clădire clasică. Aceasta duce puțin la Budapesta. Aceasta este zona Mitte din Berlin. Cred că una dintre cele mai scumpe zone. Și uitați acolo niște pești foarte, foarte supărați. Acolo unde am cumpărat șprețel, cel magazin este unul dintre puținele magazine deschise în Mitte azi. În fine, m-am dus să-mi cumpăr ceva, pentru că chiar trebuia să mănânc ceva. M-aș fi dus la un magazin mult mai mare dacă era deschis, ca să am de unde să mă aleg. În fine, intru înăuntru și ceea ce văd este că doamna care avea magazinul n-avea niciun preț niciunde. Ceea ce este pentru mine cumva dubios și enervant în același timp. În fine, îi zic că vreau un șprețel, cât să coste un șprețel. Și da, îi arăt că vreau să plătesc cu cardul. Până acum în Germania am plătit numai cu cardul. Am bani cash la mine, am cash. Dar am plătit numai cu cardul și îmi zice că nu este posibil să plătesc cu cardul. Zic ok, scot niște euro, o bagnotă de 20. Și ceea ce a făcut m-a supărat foarte mult. Nu că mă interesează, dar nu-mi place să existe batjocoră. Nu mi-a dat nici măcar bon fiscal pe ce am cumpărat. Deci nu încercați să vă bateți joc de turiști, că da, se vede că sunt turistă, presupun. Berlinul este un oraș foarte turistic, dar nu vă bateți joc. Pentru că, în primul rând, ai câștigat 40 de bani, poate, sau mă rog, 60 de bani, nu sunt bani foarte mulți, și arătați foarte prost în ochii altora. Deci, eu dacă mai vin în Berlin, niciodată nu să mai vin la magazinul la care m-a tratat prost sau care și-a bătut joc de mine. Zic asta pentru că am trăit și într-un oraș foarte turistic care e Atena. Și eu fiind, mă rog, trăind acolo, fiind localnică, am văzut foarte multe comportamente urâte cu turiștii. Și am fost și o lată de turistă în Atena, să vă dau să înțelegeți. Și în Budapesta există o batjocoră în ce privește turiștii. Strada aceasta duce puțin la Londra, New York, aș putea să zic. Aici este Kultum Raum Geben, un institut cultural din Berlin. Uitați ce clădire frumoasă. Foarte, foarte impresionantă. Foarte wow. Uitați frumusețe. Made in Berlin. Păcat că este închis. Și aici puțină modă, stil berlinez. Încă un pasaj interesant. Modă berlineză, iarăși. Uitați aici, hanorac, berete, care și berete au foarte multe. Bocanci, șepci. Îmi plac foarte mult culorile acestea. Și moda berlineză. Banca aceasta e So Berlin. Blocul acesta, mă rog, clădirea aceasta duce puțin la București, nu puțin, foarte mult. Așa, un bloc comunist, aș putea să zic.
Uitați o clădire foarte, 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 foarte înaltă. Aici în Alexanderplatz. E oficial, ne aflăm în Alexanderplatz. Clădirea aceasta îmi descrie Berlin. Am văzut foarte multe poze. Și să vă informez că ne aflăm cât mai aproape de acest turn al televiziunii. Este frecvent numit și Alex Tower. Îmi place foarte mult această ceașcă. Come to the dark side. Foarte eu. Eu în fața turnului televiziunii din Berlin. Este un monument foarte impresionant, să știți. N-aș fi zis eu. Savurați. Mă aflu în faimoasa Alexanderplatz. Piața Alexander s-ar traduce în română. Acum 5 luni. Ne-am cumpărat o carte a lui Joseph Roth, care a fost nevoit să trăiască în Berlin foarte mulți ani și așa a scris o carte. O carte care sunt mai multe articole ale lui. Era și jurnalist și scriitor. Și anii Berlinului, nu știu cum se traduce în românește exact, pentru că am citit-o în limba greacă. Și el, practic, nu iubea Berlinul. Nu-i plăcea Berlinul. Însă, pe mine, cartea aceea m-a făcut să iubesc Berlinul, pentru că descria niște situații, descria Berlinul într-un fel în care, nu știu, mie mi se potrivea ca oraș. Așa că venind aici, mi-aduc aminte cartea aceea care am citit-o și, într-adevăr, acel scriitor scrie foarte bine, este foarte talentat, nu este foarte faimos, dar este foarte talentat, vă spun. Și aici o fântână foarte impresionantă, dedicată zeului grec Poseidon, zeului mării. Uitați aici ce impresionant! Foarte impresionant! Foarte wow! Foarte oh! Aici se află Hublot Forum. Și peste vreo un muzeu. Aici scrie niște informații. Oh, și în spate se vede turnul televiziunii. Ce frumos! Nu am timp să stau să le citesc acum. Și este și foarte, foarte fric. Foarte frumoasă clădire. Aici se află Universitatea Berlinului. Uitați aici ce frumuseți. Foarte impresionant. De statui. Deci acum a fost distrus în 1945. Tragic, tragic. Ne apropiem de Poarta Brandenburg. Într-adevăr foarte impresionantă. Deci Poarta Brandenburg, care vedeți, se află în vestul Berlinului. Și a fost construită între anii 1788-1791 de către Carl Gotthard von Hans. Și este cel mai important simbol al orașului. Și asta este în fața la Brandenburg Gate. Într-adevăr, este impresionantă, dar mult mai impresionantă este clădirea Reichstag. Dacă mi-aduc aminte cum zice, cea care v-am arătat-o înainte. Dar acesta este simbolul orașului, deci când bagi Berlin pe Google, asta apare, bineînțeles, și celelalte clădiri, dar asta este cel mai important. Deci, la cât m-am plimbat azi, am cam amețit și știu, se învârte pământul cu mine. Îmi place foarte mult să fac asta. Nu știu dacă ți-am amețit și voi, dar da. Mă simt foarte plină acum că am vizitat Berlinul, urmează și alte orașe. Și acum o informație off the record. Sunteți foarte norocoși cu aflați. Eu dacă nu mă mutam la București, Berlin era următorul pe listă. Și pe Amsterdam. Dar Berlin mai mult ca Amsterdam. De fapt, o să mă și la Amsterdam și o să văd. Poate îmi place Amsterdam mai mult decât Berlin.
Dar până acum pot să zic că sunt foarte impresionată de Berlin și este un oraș foarte frumos, interesant și știu unde poți să faci o mulțime de lucruri și să te distrezi foarte frumos. Și salutări din fața poartei Brandenburg. Uitați ce interesant este acest și există un art market aici în Berlin astăzi. Ia să vedem ce avem pe aici. Să vedem. Uitați ce frumoase lucrări, îmi plac acestea. Foarte dark, îmi plac. Așa arată un hot dog în Berlin. Uitați, e foarte diferit, da. A costat 3 euro. 3 euro a costat chestia asta. Nu pot să înțeleg de ce pâine e așa. Deci ne aflăm la Alexanderplatz, la stația de trenuri. Vine în 2 minute, așa că să așteptăm. Ne-a rămas puțin timp, așa ia să mergem pe la supermarketuri, să vedem ce-i pe aici, prin Germania, cum ce se mănâncă, ce se vinde la supermarket. Asta e cea mai ieftină apă care cred că există în Berlin, 1 euro. Cealaltă sunt peste 2. Am să iau una. Ne îndreptăm spre security check. Hai, deja m-am plictisit.